începe ca o simplă pacoste, dar, după câteva ore, arderea poate deveni insuportabilă. Infecțiile urinare sunt o problemă foarte frecvente, care pot fi prevenite și ameliorate într-un mod natural. Deși sistemul urinar este pregătit pentru a preveni intrarea bacteriilor, apărarea uneori eșuează permițând proliferarea acestor organisme în vezică și uretră. 1. Paloazul Se mai numește palo dulce și este o plantă originară din continentul american care poate fi utilizată împotriva pietrelor, la larinic și pentru ameliorarea inflamației. Disponibil în magazinele de ceaiuri din plante, poate fi consumat de până la 3 ori pe zi, 2. Coada calului, pregătirea unui litru de ceai de coadă de cal și consumul acestuia pe tot parcursul zilei pot ajuta la ameliorarea senzației de arsură și a durerii la rinichi. Coada calului poate fi cumpărată un medicamente pe bază de plante și este, de asemenea, un diuretic excelent. 3. Suc bogat în potasiu. Pentru a-l prepara, aveți nevoie de un morcov, o tulpină de țelină, două frunze de spanac, o crenguță de pătrunjel și un pahar cu apă, pe lângă curățarea vezicii urinare. Această băutură îți va oferi energia potrivită pentru a începe ziua. 4. Clorofila se găsește sub formă de capsule și, pe lângă detoxifierea rinichilor, mărește apărarea. Disponibil în medicina pe bază de plante, citiți instrucțiunile pachetului pentru doze.